asupra societății românești, integralitatei, e capitolul ăla despre sobarul de pe vremuri. Domnule, un personaj formidabil, un băiețandru care a învățat să facă sobe de la un sobar de tradiție în momentul respectiv, a ajuns la Meissen. Toate sobele adevărate se făceau cu faianță de Meissen. Și a ajuns la Meissen, a făcut și acolo școala și a devenit sobarul principal al României. A pescuit, l-a invitat Brătianu, Ionel Brătianu, să-i facă niște sobe și de acolo au urmat comenzi de la toată protipendada bucureșteană și numai bucureșteană. Și omul știe, sau știa, nu știu dacă mai trăiește acum, nu mai trăiește, știa toate sobele cele mai somptuoase, pictate, cu ornamente, le știa, e soba aia în casa care nu știu unde, e o sobă, nu știu. Și doamna Dragu Dimitriu spune foarte frumos în introducere că sobele astea sunt ca niște, nu știu, diamante, perle, nu știu cum le spuneți, ascunse, pentru că astea nu le vezi, nu? Monumentele de for public sunt puse să le vadă toată lumea. Treci pe piață, vezi coloana, vezi personajul călare. Dar să vezi o sobă, și la Uniunea nu te lasă... Da, una dintre ele e în Casa Munteorului, care e încă Uniunea Scriitorilor, dar se pare că nu o să mai fie. S-a făcut sărbare de închidere, dar încă mai e. În fine, iar tot ce povestește tipul ăsta este absolut formidabil, pentru că era un om plimbat prin medii care îl făcea un om șlefuit, cultivat, știa toată lumea asta, cunoștea încrângăturile de familie. Spune, spune, da, sigur. Am fost și șoferul, la ori sfârșit, am avut o viață absolut uluitoare, dar și moartea lui a fost uluitoare. El povestește și cred că este scris în carte că pe când era un tânăr care, bineînțeles, ucenician, nu era mai sobar, învățase multe lucruri. La un moment dat a lucrat la acoperișul casei care a fost pomenite, la Palatul Universul. Și Palatul Universul este cel cu șantajul și etajul. Cel de pe Brezoianu. Nu știu dacă nu este ăsta, fostul palat al lui Mafiei Caru. Spre Pantoreț, casa da, greșesc, da. Brezoianu. Nu știu unde a fost securitatea. Foarte bine. Da. O zi înainte ca tânărul ucenic Emil Wagner să fie trimis de patron pe acoperișul clădirii care se făcea, a fost oprit pe stradă de o țigancă care a spus că vrea să ghicească viitorul. El a fost destul de neîncrezător, dar cele din urmă n-a putut să scape. A amânat și ea a venit după el în casa în care locuia întâmplător. Dar și asta o poveste, locuia pe șirul acela de case, Brezoianu, colț cu Bulevardul Elisabeta, până la eforie, până la palatul ăla de primărie acum, locuia acolo, fiindcă fusese lăsat de proprietar, să aibă grijă peste vară de casele acelea. Și țiganca a venit după el acolo și i-a spus o mulțime de lucruri, între altele, să nu se ducă a doua zi la serviciu. Bineînțeles că tânărul n-a ascultat-o, dar i-a mai spus și când va muri. Și el s-a uitat la mine cu niște ochii mei și avea vreo 105 ani atunci și îmi spunea, eu știu când o să mor. Și eu ar fi trebuit să-l întreb, că eram reporter și când, dar n-am putut să-l întreb și nici el m-a spus dacă nu l-am întrebat. Și a doua zi s-a dus, s-a cocoțat pe zid și alături în casa veche, care mai este și acum întreagă, era tipografia. Și în fața acestei clădiri fusese aduse niște sumi imense de hârtie pentru ziare. Tânărul a căzut pur și simplu, i-a înlegat piciorul, de-aia spusese țigancă să stea acasă, i-a înlegat piciorul și a căzut de la înălțimea la care ajunsese clădina până pe sumurile alea de hârtie și a scăpat cu viață. Asta era una din minunile care se întâmplaseră, dar viața lui era numai minun. Iar și meseria asta care i-a modelat existența, a învățat conducându-se la școală. Pe drum spre școală era un meșter sobar și el, copil curios, se mai oprea. Și sobarul, când îl vedea, îl învăța. Și îl chema să învețe cum se iubește sau fel de lucruri. Și a învățat pe furate meseria
Ia. Și când taică-sul i-a propus, nu știu ce altă carieră, el a zis... Tehnician dentar trebuia să devină, conform dorinței tatălui, care i-a tras o mamă zdravă de bătaie, spune dumneavoastră, în carte. A văzut când a aflat că între timp băiatul, cu știința mamei însă, devenise sobar adevărat și făcea sobe. Făcea chiar sobe bune. Dar mai e un detaliu, se duce la Meissen, în Germania, și face școala acolo. El explică, dar știți că eu știu să fac sobe, nu trebuie să mai încep din nou să fac școala. Nu trebuie făcută școala, lențește, adică de la A la Z. Dar chiar știi să faci sobe, îl întreabă, nu știu, profesorul, maestru, cineva acolo, și îi dă materiale pentru nu știu câte sobe și tot ce-i trebuie, toate materiale, da, lian, de lipid, nu mă pricep ce se oferă la așa ceva, ce se folosește la așa ceva. Și băiatul se duce, face sobele și vine să-i spună maestrului, gata, l-am terminat. Și el spune, nu se poate, păi s-am dat, nu știu, să faci câte sobe. Mai multe, da, sau 8 sau așa ceva. Zice, pentru astea trebuie să dureze atâtea zile. Nu trebuie să faci mai mult de 2 sobe pe zi. Tu ai făcut 4 sau 5 sobe într-o zi și așa ceva nu se poate pentru că... Da, pentru că așa te epuizezi și mori repede. Nu ai voie să faci mai mult de 2 sobe pe zi. După care toată perioada de 4 ani sau cât a făcut el acolo școală de sobare, vă dați seama? 4 ani. Am între timp sistem Bologna, toate studiile de licență la universitate s-au scăzut la 3. Cât foarte răzbire de școala de sobar de 4 ani. În toată perioada el a făcut și școala ca și când n-ar ști, dar i-a dat și să lucreze ca un sobar stagiar, să zicem. Și e și detaliu acolo carte că își primea lunar și o mică sumă de bani pe care ceilalți ucenici sobari nu primeau la vârsta respectivă, la stadiul respectiv de formație. Și încă un lucru, performanța mea a fost că a venit să facă prima sobă importantă, a fost în clădirea, cum se cheamă asta, de pe Biserica Amzei, așezămintele Bredeanu. Este un cămin superb în sala mai mare de conferințe. A primit materialul și mi-a primit planurile. Și atunci am împărțit totul acolo ca într-un pază uriaș și spre stuporea tuturor, pentru că îi se spunea așteaptă să vină planurile, că nu pot să facem, am făcut soba. Încă două lucruri. A făcut conștiință. Spre uimirea lui Ionel Brătianu, care întâi i-a spus așteaptă planurile, n-ai cum să o faci, i-a spus nu, dacă ați fi comandat plăci de Meissen, de sobe, o cantitate mare, n-aș fi știut să o fac, dar dumneavoastră ați comandat o sobă, deci mi s-au trimis exact câte trebuie ca să iasă soba. Eu o să desfășor totul pe jos și o să-mi dau seama cum era planul, desenul, designul, am zice noi, sau cum s-ar zice, proiectul. Și face soba, tot se miră și după aia vin și planurile și primul ministru Ionel Brătianu, unul dintre fondatorii României Moderne, nu? Cheamă și se uită la plan și zice, băi, zice, ai făcut exact la fel. Zice, cum de ai reușit să faci tu soba? E vorba, evident, nu de sobe, cum știm noi așa din case, unde mai apare câte o sobă rectangulară, simplă, ci de sobe sofisticate, artistice, ornamentații. Pe conferne. Locuiam pe Pocvernei și unul din darurile vieții mele a fost că m-a plimbat de pe Pocvernei, de unde stătea el, până la o casă, zice el, și voi păstra suspansul, o casă formidabilă unde eu am făcut sobe și unde am fost acum două zile știind că o să merg cu dumneavoastră și le-am cerut voie să mă lasă să vi le arăt. Și am pornit spre casa aceea. Am mers pe bulevardul am luat-o așa la dreapta, spre că la Victoriei și îmi arăta și îmi pare rău că eram numai cu un casetofon și nu mi-am notat adresele. Uite, acolo am făcut și acolo am făcut și dincolo am făcut. Și sunt sigură că nu era o fantezie de om bătrân. Țineam minte foarte bine, avea o memorie încântătoare. Și da, atunci aveam 105 ani. Și ca să noi acum putem să deslegăm. Ne-am lăsat meserile, doamne și doamne, trebuia să ne facem sobari, trăiam mult la sigur. Am murit la 107 ani. Era mai
5 ani de prizonierat la ruși. Trecuse prin mine. Casa în care m-a dus era casa asta pierdută a unui scriitorilor, Casa Munteoru. Și au fost foarte drăguți oamenii aceia, deci habar n-avea că e una scriitorilor și nu-l interesa absolut deloc. Am fost și o orbită, habar n-am pe cine am întâlnit, dar... De altfel avea și obiceiuri de modă veche, ceruse voie, dar în lumea scriitorului intră oricine vrea fără să ceară voie, nu trebuie, nu păzește, n-a păzit nimeni acolo niciodată. Dar ei au fost foarte drăguți, pentru că în primul birou de pe dreapta, unde nu știu cine locuia, a plecat domnul acela și l-a lăsat pe el să-mi explice liniștit, să nu ne turbure. Și am intrat și în bibliotecile de sus, de unde era secolul 20 și în bibliotecile, am văzut sobele din bibliotecă și la fiecare el avea o poveste și pentru fiecare suferea, fiindcă fuseseră modificate, le făcuseră, erau de... S-au tras gazele. Da. Și pur și simplu simțeam că îl doare ficatul așa, se îmbăia, se ținea că nu stau. Poate de aici li s-a transudat la țigarca aia. Da. Și mai făceam... La 107 ani. La 107 ani. Da, și făcea și politică, el deși l-a adusese Bretianu, era țărănist. Și am găsit așa pe gazete... Era altă categorie socială, doamnă. Mie nu mi-a făcut deloc, cum să vă spun, inițieri politice, nu mi-a vorbit deloc de aspectul ăsta al vieții. Dar am găsit în gazete. Prin gazete avea, nu era un om atât de venerabil, atât de bătrân, încât era citat adeseori, dar mi-a zis un singur lucru odată că chiar atunci când mergeam pe bulevard spre Piața Romană, că politica nu mai are nicio valoare, poate pentru el, poate nu știu. Ideea pe care am înțeles-o era că nu avem nicio speranță de la politică. Hai să spunem și numele, că eu nu mi-l amintesc. Emil Wagner. Emil Wagner. Era tată la doi... Un Wagner. Era tată la doi medici și, din păcate, le supraviețuise. Vroiam să cer permisiunea adunării să o izgonim pe doamna Zamani, care și-a închiriat băiețelul și perioada de închiriere a expirat. Și vă rog să îngăduiți să... Vroiam să spun două vorbe și despre ultimele cărți ale doamnei Zamani și ale doamnei Dragu Dimitriu. Le spunem în absența noastră atunci. În absență. Mulțumesc mult pentru că ați fost aici. Poate n-am reușit să vă exploatez destul de mult, că atunci când vă puneam întrebări despre laturile alea, mi s-a spus că îmi exploatez invitații. Vor mai fi ocazii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc cu toții. Română. Și la mai multe cărți în planeta București. Așteptăm, așteptăm. Suntem în așteptare. Așa. Vreau să vă arăt ultima carte a Victoriei Dragu Dimitriu, cu povestea ale comorilor din București. Este o carte care chiar merită să fie citită, pentru că, la fel ca și celelalte, pentru că vorbește despre colecționarii de artă din București. Și colecționarii de artă sunt un soi de stele ale populației unui oraș. Cartea cu soții de ac. Da. Am văzut mai devreme cu doamna Lidia și cu domnul Mircea Deac la un vernisaj de expoziție înainte de Cafeneaua de aici și le-am spus că vin la Cafeneaua în care se vorbește și despre cartea cu ei și au fost foarte încântați. Da, atât vreau să spun, pentru că am impresia că sunt cam depășit timpul.